Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la agenda ta de sănătate, vorbim despre aspartam și glutamat, doi aditivi alimentari care distrug neuronii irreversibil. Aspartam este denumirea tehnică sau produsul chimic a celebrelor NutraSweet, Equal, Spoonful, Equal Measure și așa mai departe. Aspartamul a fost descoperit accidental în 1965, când James Schlatter, chimist la compania G.D. Searle, testa un medicament antiulcer. Codul european pentru aspartam este E951 și este înrudit cu E950, acesul FAMK, făcând parte din categoria îndulcitorilor chimici, artificiali. Despre presupusele beneficii ale folosirii aspartamului s-a scris foarte mult. Revista Nexus a acordat acestui subiect o deosebită atenție. Două numere, din octombrie-noiembrie 1995 și decembrie 1995 și ianuarie 1996, au găzduit importante articole despre aspartam și ce se ascunde în spatele afacerii. Aspartamul este de departe cel mai periculos aditiv chimic de pe piața alimentară. Un raport al FDA, Administrația Alimentelor și Medicamentelor din SUA, relevă faptul că peste 75% din reacțiile adverse reclamate de aditivii sintetici se datorează aspartamului. Multe dintre aceste reacții sunt foarte serioase, printre acestea fiind prezentă chiar moartea, după cum se relevă într-un raport al DHHS, Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA, din 1994. Iată doar câteva din cele peste 90 de simptome documentate în raport. Spasme musculare, probleme de vedere, atacuri de panică, vorbire îngreunată, tahicardie, palpitații, pierderea memoriei, pierderea auzului, amețeli, dureri de cap, dureri generalizate, depresie, oboseală accentuată, iritabilitate, insomnie, respirație îngreunată și așa mai departe. Cercetătorii care studiază efectele aspartamului au arătat că acesta declanșează și agravează următoarele boli cronice: tumorii pe creier, scleroză multiplă, epilepsie, boala Parkinson, sindromul Alzheimer, retard mental, fibromialgie, diabet, etc. Aspartamul este fabricat din trei substanțe chimice: acidul aspartic, fenilalanină și metanol. În cartea Prescription for Nutritional Healing, scrisă de James și Phillips Balch, aspartamul se află pe lista denumită otrăvuri chimice. După cum veți vedea, acesta este adevărul. Dr. Russell Blaylock, profesor de neurochirurgie la Universitatea Mississippi, a publicat o carte în care arată detaliat care sunt efectele distrugătoare ale aspartamului, folosind aproape 500 de referințe științifice. De asemenea, el mai arată și distrugerile datorate glutamatului, un alt aditiv care conține 99% acid glutamic. Aspartamul și glutamatul sunt neurotransmițători, adică facilitează transmiterea de informații de la un neuron la altul. O cantitate prea mare de aspartam sau glutamat va duce la distrugerea irreversibilă a unor neuroni datorită unui influx excesiv de calciu în aceste celule. Acest supliment de calciu pe care neuronul îl primește va determina formarea de radicali liberi în exces care ucid celula. De aceea, aspartamul și glutamatul sunt denumite excitotoxine, stimulează celulele neuronale până le omoară. Acidul aspartic este un aminoacid. În forma sa liberă, el duce la creșterea nivelului din sânge al aspartamului și glutamatului. După consumarea unor produse care conțin aspartam și glutamat, crește nivelul din sânge al acestor neurotransmițători, adevărate excitotoxine. Creierul primește astfel un nivel excesiv de aspartat și glutamat și distrugerea neuronilor începe galopant, iar marea majoritate, peste 75% a neuronilor din anumite zone din creier, sunt morți înainte de a apărea vreun simptom vizibil.
Toate aceste afirmații sunt bine documentate și demonstrate de Dr. Russell Blaylock în cartea sa. Câteva dintre cele mai importante boli cronice agravate sau declanșate de excitotoxine, precum aspartamul și glutamatul, sunt pierderea memoriei, scleroză multiplă, pierderea auzului, demență, hipoglicemie, leziuni cerebrale, boala Parkinson, Alzheimer, epilepsie sau dereglări hormonale. Riscul este mult mărit pentru nou-născuți, copii, femei însărcinate, bătrâni și bolnavi cu probleme cronice de sănătate. Deși, în general, FASEB, Federația Societăților Americane pentru o Biologie Experimentală, este de acord cu toate hotărârile FDA, în acest caz a declarat că este mai prudent să se evite folosirea suplimentelor alimentare care conțin acid glutamic de către femeile însărcinate, nou-născuți și copii. Acidul aspartic din aspartam are aceleași efecte nefaste ca și acidul glutamic. Dintre principalele efecte amintim doar câteva: dureri de cap, greață, dureri abdominale, oboseală accentuată, prin împiedicarea glucozei de a ajunge la neuroni, insomnie, deficiențe de vedere, atacuri de panică, depresie, astm și probleme severe de respirație. Persoanele care au consumat aspartam s-au plâns cel mai adesea de pierderea memoriei. Acesta este efectul cel mai important, după numărul mare de cazuri. Blaylock nu este singurul medic celebru care apare în aceste cercetări. Printre cei care au vorbit despre distrugerile cauzate de aspartam și glutamat, se numără și Dr. Adrian Samuels, psiholog specialist în cercetare. Un altul este Olney, profesor în departamentul de psihiatrie de la Școala de Medicină din Universitatea Washington. El este unul dintre cei mai faimoși medici, o autoritate în acest domeniu. El chiar a informat compania Searle în 1971 despre faptul că acidul aspartic provoacă găuri în creierul cobailor folosiți la experimentele cu aspartam. Lista celor preocupați de efectele acestor excitotoxine este însă mult prea mare pentru a fi prezentată aici. Un alt component al aspartamului este fenilalanina. Acesta este un aminoacid care se găsește în mod natural în creier. Persoanele care suferă de fenilcetonurie nu pot metaboliza fenilalanina. Aceasta duce la un nivel periculos de mare al fenilalaninei în creier, deseori mortal. S-a demonstrat că prin consumul de carbohidrați asociat cu aspartam, apare creșterea concentrației de fenilalanină din creier, chiar și la persoane care nu suferă de fenilcetonurie. Aceasta nu este o teorie. Toate experimentele făcute până în prezent demonstrează acest lucru cu prisosință. Odată cu mărirea nivelului de fenilalanină din creier, concentrația de serotonină va scădea foarte mult, aceasta ducând la depresie și alte probleme emoționale grave. Chiar și o singură folosire a aspartamului duce la creșterea cantității de fenilalanină din sânge. O poveste impresionantă despre consumul de aspartam a fost publicată în Wednesday Journal, în articolul Un coșmar cu aspartam. John Cook a început să bea 6-8 răcoritoare dietetice în fiecare zi. Simptomele de început au constat în pierderea memoriei și durerii de cap frecvente. Mai mult, simțea nevoia de și mai multe răcoritoare dietetice. Starea de sănătate s-a deteriorat așa de mult, încât a ajuns la schimbări comportamentale radicale și accese de furie violente. Deși nu suferea de fenilcetonurie, analizele de sânge au arătat un nivel al fenilalaninei de 80 de miligrame la decilitru. De asemenea, s-a constatat deteriorarea creierului și funcționarea anormală a sistemului nervos central. După ce a renunțat complet la consumul de aspartam, starea lui de sănătate s-a ameliorat dramatic. Blaylock demonstrează că un nivel crescut de fenilalanină în creier duce până la urmă la schizofrenie. De aceea, folosirea regulată a aspartamului a dus la creșterea vânzărilor de Prozac în Statele Unite pentru a controla schizofrenia. Toate acestea spre bucuria marilor concerne farmaceutice, care au avut astfel un profit imens. Ultimul component al aspartamului este metanolul, o otravă mortală. Cu toții cunoaștem cazuri de alcoolici împătimiți care au consumat metanol, ajungând orbi sau chiar murind.
Metanolul este eliberat gradat în intestinul subțire, sub acțiunea enzimei chimotripsină. Prin încălzirea aspartamului la o temperatură mai mare de 30 de grade Celsius, cazul fabricării de dulciuri dietetice fără calorii pe bază de aspartam, metanolul este eliberat și deci prezent ca atare în alimentul respectiv. Odată ajuns în corp, metanolul se descompune în acid formic și formaldehidă, care este o neurotoxină mortală. Cercetările arată că formaldehida este o otravă cumulativă pentru că nu se mai elimină odată ajunsă în corp. Simptomele otrăvirii cu metanol includ migrene, amețeală, greață, dezordini gastrointestinale, slăbire, pierderea echilibrului, friguri, pierderii de memorie, dereglări comportamentale și așa mai departe. Cele mai cunoscute probleme cauzate de otrăvirea cu metanol sunt cele legate de pierderea vederii, micșorând câmpul vizual, vedere în ceață, distrugerea retinei și orbire. Probabil că de aici vine numele gumei de mestecat fără zahăr. Formaldehida este o substanță cancerigenă cunoscută care afectează ADN-ul și duce la malformații congenitale. Datorită lipsei anumitor enzime, oamenii sunt mult mai neajutorați în fața acestei toxine decât animalele. De aceea, testele cu aspartam făcute pe animale nu reflectă realist pericolele pentru oameni, unde sunt mult mai mari. Așa cum a arătat Dr. Woodrow Mount, director la Food Science and Nutrition Laboratory din Universitatea statului Arizona, nu există studii care să evalueze efectele mutagene, teratogene sau carcinogene ale administrării metanolului pe oameni. El chiar a dat în judecată FDA cerând să interzică aspartamul, cel puțin până la noi cercetări, afirmând că odată ce aprobați aspartamul, nu se va mai putea face nimic pentru a repara greșeala, așa cum a fost și cazul cu zaharina, cunoscut agent cancerigen, sau cu Dumnezeu știe ce alte substanțe care insultă Constituția umană cu aprobare guvernamentală. La puțin timp după această intervenție, comisarul FDA responsabil cu aspartamul, Arthur Hull Hayes Jr., a aprobat folosirea aspartamului, după care a demisionat din FDA, fiind angajat la compania Searle, cea care fabrică aspartamul. Nu este singurul nume care a beneficiat de pe urma aprobării aspartamului. Donald Rumsfeld, cunoscută figură din administrația Bush, a fost angajat al firmei Searle, director executiv, înainte de a-și oferi serviciile guvernului. În actul inconștient din 1993, FDA a aprobat aspartamul ca ingredient în produsele alimentare preparate prin încălzire la mai mult de 30 de grade Celsius. Este vorba de celebrele, din păcate, dropsuri fără zahăr cu zero calorii și toată gama de produse dietetice de patiserie și cofetărie. Și totuși, de ce nu auzim despre aceste lucruri? De ce nimeni nu spune nimic? Cauzele sunt multiple. Odată, lipsa de interes din partea populației. Bolile și accidentele cauzate de aspartam nu apar în ziare, cum este reflectat un accident aviatic în mass media. În altă ordine de idei, majoritatea oamenilor nu asociază simptomele cu folosirea aspartamului, pentru că odată ce omul și-a distrus o parte importantă a neuronilor săi și a ajuns la o boală cronică, nu poate nici măcar să se gândească să asocieze boala lui cu aspartamul. Modul în care a fost aprobat aspartamul este o lecție despre cum companiile chimice și farmaceutice manipulează agențiile guvernamentale ca FDA, mituiesc organizații non-guvernamentale ca Asociația Dietetică Americană și inundă comunitatea științifică cu studii fraudate sponsorizate de industria beneficiară, adică fabricanții de aspartam. Eric Milstone, cercetător la Science Policy Research Unit de la Universitatea Sussex, a adunat sute de pagini de probe obținute prin Legea de Libertate a Informației din Statele Unite, arătând că testele de laborator au fost fraudate, iar pericolele au fost ascunse. Tumorile cerebrale au fost eliminate de pe cobai, iar animalele care au murit au fost înregistrate ca fiind bine mersi în înregistrările de laborator. FDA a fost rănită cu declarații false și eronate.
Cei doi procurori desemnați pentru a duce în fața instanței fabricantul de aspartam pentru frauda informațională au fost angajați imediat de fabricant pentru a nu-și duce la îndeplinire misiunea. Comisarul FDA a ignorat avertismentele propriei comisii științifice care a cercetat cazul aspartamului, iar la scurt timp după aprobarea aspartamului, i s-a oferit un post în firma care răspundea de relațiile publice ale companiei producătoare Searle. În ianuarie 1993, American Dietetic Association a primit o donație de $75,000 de la compania NutraSweet. Multe alte organizații independente au beneficiat de mari sume de bani din partea fabricanților de aspartam. Asociația amintită a primit bani de la NutraSweet și pentru a organiza o școală de bucătari în Chicago, pentru a învăța cum să folosească aspartamul în preparate culinare. Un cercetător independent din New England, care a demonstrat pericolele consumului de aspartam, este consultant la compania Monsanto, soră cu Searle. Un alt cercetător din sud-estul Statelor Unite a mărturisit despre pericolele aspartamului asupra copiilor. Un reporter de investigații a descoperit că i s-a spus să-și țină gura dacă vrea să nu-și piardă sponsorizarea din partea unui producător de răcoritoare dietetice, care este membru în asociația NutraSweet. Aspartamul este vândut în peste 80 de țări din întreaga lume. El poate fi găsit în mic dejun instant, gume de mestecat fără zahăr, cereale, dropsuri fără zahăr, băuturi răcoritoare, înghețată, gelatină, sucuri de fructe, laxative, multivitamine, efervescente sau nu, suplimente alimentare, băuturi carbogazoase, îndulcitori alimentari, cafea instant, iaurt și așa mai departe. Aspartamul a fost găsit și în produse care nu menționau acest lucru pe etichetă. De asemenea, suplimentele alimentare și tabletele de multivitamine, precum Centrum, Alka-Seltzer, Supradyne sau Sandoz, conțin aspartam. Glutamatul, sau E621, fabricat din melasă, care este obținută din zahăr, prin fermentație, glutamatul monosodic este starea de sodiu a acidului glutamic. Mai poate fi întâlnit sub denumirile glutamat de sodiu, monosodium glutamate, natrium glutaminat sau E621, conform regulamentelor europene. Glutamatul se folosește cel mai mult în alimentele fabricate artificial și în semipreparate, gen supe concentrate, sosuri, condimente, mezeluri, înghețată, budinci, etc. Rolul lui este de a da impresia creierului că acel aliment este foarte gustos, o păcăleală. Dar asta nu este totul. Glutamatul este interzis în Australia, însă este tolerat în Statele Unite. Majoritatea persoanelor sunt sensibile la glutamat, invocând simptome ca greață, dureri de cap, amețeli, palpitații, slăbiciune și oboseală. Toate acestea sunt cunoscute sub denumirea generică de simptomul mâncării chinezești. Glutamatul se întâlnește și în alimente naturale. Cele mai mari concentrații de glutamat se găsesc în drojdie, ciuperci, roșii, brânzeturi și extracte vegetale. De aceea, unele semi-preparate pot conține valori periculos de mari de glutamat, fără a fi aditivate cu E621. Dacă un produs alimentar are ca ingrediente proteină vegetală hidrolizată, care conține până la 30% glutamat, proteină din plante hidrolizată, arome naturale, aromatizanți sau extract kombu, atunci glutamatul este prezent în acel aliment în cantități suficient de mari pentru a ne atrage atenția. Glutamatul monosodic E621 este un drog și un neurotransmițător. El este întâlnit în mod natural în corpul uman și este responsabil, alături de alți neurotransmițători ca acidul aspartic, de funcționarea corectă a sistemului nervos. De aceea, pentru o funcționare corectă a creierului și a organelor interne, este absolut necesar să existe un nivel echilibrat al concentrației acestora în corp. Toate organele interne din corpul nostru conțin receptori ai glutamatului, adică reacționează specific la prezența glutamatului.
Suprastimularea acestor receptori în creier sau în alte organe duce la numeroase dezechilibre interne și la probleme de sănătate care copiază simptomele altor boli, fibromialgie sau aritmie cardiacă, de exemplu, dar continuă să fie greșit diagnosticate de medici, uneori chiar mai mulți ani, care prescriu adesea medicamente scumpe și cu o mulțime de efecte secundare periculoase. Nefericitul gurmand va constata că are o viață mizeră și că sănătatea lui dă semne de deteriorare galopante. Folosirea glutamatului pe scară largă în industria alimentară a aprins mari discuții în rândul medicilor pentru că glutamatul suprastimulează activitatea celulei nervoase, neuronul. Glutamatul nu este nici necesar și nici lipsit de pericole. Glutamatul păcălește creierul și te face să crezi că mâncarea are un gust excelent, iar producătorii folosesc astfel ingrediente de proastă calitate în componența produsului, care, deși este mediocru calitativ, va avea astfel un gust de vârf. Pe seama sănătății consumatorului se obțin profituri uriașe folosindu-se ingrediente de proastă calitate cu o valoare nutritivă aproape nulă. Intoleranța la glutamat nu este o reacție alergică, ci răspunsul disperat al organismului uman la suprastimularea cauzată de acest drog. Chiar dacă există unele categorii de persoane care nu suferă de reacții explozive consumând glutamat, expunerea pe termen lung la acest drog distruge neuronii. Multe alimente, ca soia și roșiile, conțin nivele ridicate de glutamat natural. Forma artificială, glutamatul monosodic, este o substanță chimică pură care se folosește în cantități uriașe în foarte multe restaurante și magazine fast food. Unele dintre acestea afișează fără MSG adăugat, dar ingredientele folosite pentru prepararea diverselor produse pot conține glutamat. Există multe surse ascunse de glutamat. Deși glutamatul monosodic E621 este afișat pe produs, așa cer regulamentele, mulți producători de alimente sunt conștienți de faptul că la ora actuală oamenii privesc cu suspiciune un produs care conține glutamat monosodic E621 și caută să folosească alte căi legale pentru a introduce această substanță în produsele lor. Cel mai des întâlnit ingredient care conține glutamat monosodic la greu este caragenan. Conform legilor în vigoare, nu este obligatorie afișarea pe produs a conținutului de glutamat din caragenan. Iată în continuare o listă cu surse ascunse de glutamat. Elementele listei sunt în ordinea descrescătoare a cantității de glutamat conținute. Așadar, cele mai bogate surse de glutamat sunt drojdia autolizată, caseinat de calciu, gelatină, proteine hidrolizate, caseinat de sodiu și extract de drojdie. Alte surse de glutamat, proteine texturate, caragenan, gumă vegetală, condimente, arome, arome naturale, aromă de carne de pui, aromă de carne de vită, aromă de carne de porc, aromă de fum, bulion, concentrat de roșii, supă de carne, malț din orz, extract de malț, aromă de malț, proteine din lapte, izolat proteic din lapte, concentrat proteic din lapte, proteine din soia, izolat proteic din soia, concentrat proteic din soia, sos de soia și extract de soia. Deși lista este lungă, nu poate fi completă pentru că producătorii găsesc întotdeauna noi denumiri în spatele cărora se ascund. Este de asemenea important de menționat că glutamatul monosodic se poate găsi în vaccinuri, chiar și cele antigripale, în perfuzii intravenoase cu maltodextrină și în suplimente cu vitamine. Glutamatul monosodic este folosit în toate suplimentele vitaminice sau minerale încapsulate sub formă gelatinoasă. Glutamatul duce la pierderii de memorie. Doctorul Russell Blaylock explică în cartea sa Excitotoxinele, gustul care ucide, de ce glutamatul și aspartamul sunt periculoase. Excitotoxinele sunt substanțe chimice care suprastimulează celulele nervoase, arzându-le.
Simptomul cel mai des întâlnit în acest caz este pierderea temporară a memoriei. Substanțele cele mai periculoase sunt aspartamul, Equal sau Nutrasweet, care conține acidul aspartic și fenilalanina, glutamatul monosodic, care are 30 de denumiri alternative și se folosește în cantități uriașe în majoritatea produselor alimentare prelucrate. Cu cât are un gust mai bun, cu atât conține mai mult glutamat, spunea cineva. Iată câteva dintre simptomele comune întâlnite atât la aspartam cât și la glutamat. Simptome cardiace, aritmie, fibrilație arterială, tahicardie, adică palpitații, încetinirea inimii, angină pectorală, creșterea tensiunii, scăderea tensiunii. Simptome gastrointestinale, diaree, greață, vomă, crampe stomacale, colon iritat, hemoroizi, sângerări rectale. Simptome musculare, înțepături, dureri simultane sau slăbire. Simptome respiratorii, azm, respirație insuficientă, dureri în piept sau iritarea nasului. Simptome urogenitale, durerii de prostată, durerii vaginale, urinare frecventă, urinare nocturnă. Depresie, modificări de comportament, reacții de furie, migrene, amețeală, dezechilibru, dezorientare, confuzie mentală, anxietate, atacuri de panică, hiperactivitate, probleme de comportament, atenție deficitară, letargie, somnolență, insomnie, paralizie sciatică, vorbire inconsistentă, frisoane, pierderii de memorie, vedere încețoșată, focalizare greoaie, presiune în jurul ochilor, simptome pe piele, crăpături, mâncărimi, leziuni bucale, paralizie parțială, uscarea gurii, înțepenirea feței, înțepenirea limbii, cearcăne sub ochi. Mare atenție! Consumul de glutamat asociat cu aspartam amplifică de câteva ori problemele menționate, la fel ca atunci când se consumă băuturi alcoolice amestecat. Dacă ați experimentat simptome precum fibromialgia, sindromul oboselii cronice, probleme de comportament, hiperactivitate, pierderea temporară a memoriei, migrene, atunci este cazul să renunțați la glutamat și aspartam. Medicii adesea sunt induși în eroare de toate aceste simptome și prescriu un tratament necorespunzător, dar puternic și scump, care face mai mult rău decât bine, pentru că foarte multe produse farmaceutice conțin glutamat și aspartam. Prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă doresc numai bine și multă sănătate până data viitoare. Pe curând!